Deci, prima întrebare este să ne povestiți cum ați ajuns în acest moment al carierei, cât de greu v-a fost, cât de mult v-ați bătut, ce urnișuri și ce coborâșuri ați avut, ce vi s-a părut relevant în viață până acum. Dacă povestim dumneavoastră, să registrați atacta mea de povesti. Ajuns prin muncă extrem de aplicată și la pachet talent și probabil și ceva noroc în viață, că dacă n-aș fi avut norocul respectiv, n-aș fi ajuns până aici. Cariera începută până la urmă acum vreo 19 ani. A fost dorința mea să fiu jurnalist. Am avut oportunitatea sau norocul ca revoluția să se întâmple, din ce eu eram în anul întâi de facultate, deci am avut tot timpul din lume să-mi forțez șansa asta. Am avut și contextul prielnic, pentru că în anul 93, când am intrat eu în presă, presa era într-o profundă dezvoltare, de la cele câteva publicații comuniste de pe vremea lui Ceaușescu, se deschisese piața cu toată lumea, cum făcea rost de un ban, își făcea un ziar, își făcea o revistă. Ulterior, când au început să pună mai mulți bani deoparte, au început să-și facă televiziuni. Pe mine m-a prins într-un moment bun al vieții. Să vină revoluția la nici 20 de ani și să ți se deschide dintr-o dată o piață care până atunci ți-ar fi fost închisă, a fost foarte bine pentru mine. De aici încolo însă, de la primul meu loc de muncă din presă, pe care l-am obținut prin concurs, o să râdeți, că vremea aia încă îți dădea concurs ca să te poți angaja în ziar sau în altă parte, până astăzi sunt 19 ani de zile în care, exact cum mă întrebați și dumneavoastră, a fost cu suișuri, a fost cu coborâșuri, a fost cu momente de succes și cu drame personale. Și a fost cu îngrozitor de multă muncă. Îngrozitor de multă muncă, cu sacrificii făcute la nivelul vieții de familie. Până la urmă a fost alegerea mea. Se pare că cea mai bună, cel puțin. Altceva mai bine decât fac astăzi, nu știu să fac. Probabil că e un one-way road, până la urmă. Ați avut un punct de inflexiune în viață major, care vi-l aduceți aminte? Da, am avut câteva puncte de inflexiune majore, atât în viață, cât și în carieră. Primul dintre ele și cel mai dramatic a fost când, acum 11 ani de zile, tânăra speranță a ziarului Adevărul, cu care astăzi stați de vorbă, urmașul desemnat al domnului Cristian Tudor Popescu sau ceva în genul ăsta, nu știu că pe vremea eram plin de calități, astăzi sunt plin de defecte în viziunea aceleași om, a fost concediat la o lună după ce i se mărise salariul cu 30% în urma prestației profesionale și în care omul care stați de o vorbă astăzi, 3 zile n-a știut de capul lui, n-a știut ce să facă, n-a știut, dar seama, am pur și simplu dezorientat dezorientat la nivel de percepția mea despre mine până la urmă. Este ușor șocant după ce ești niște ani de zile favoritul unor oameni, brusc devii dușmanul de clasă, brusc ți se închid toate ușile, brusc nu-ți mai răspunde lumea la telefonul meu care înainte te căuta. Noroc că a fost că n-a durat mult povestea asta și așa în 3 zile am fost nevoit, în timp ce astăzi lumea se bate, să ajung să lucrez în administrația publică, să devin consilierul unui ministru. Toată lumea are impresia că aia a fost o promovare în viața mea profesională. Nici pe departe a fost o degradare în viața mea profesională, dacă mă întreabă cineva. Au fost 3 ani de zile în care n-am putut să mă obișnuiesc cu sistemul de stat, dar am rezistat strângând în minți. A fost o experiență fascinantă, însă care pe mine m-a tras profesional în urmă cu niște ani buni. Al doilea punct a fost foarte important, a fost când în sfârșit nu m-am mai suportat eu pe mine acolo și am decis că orice ar fi, mă întorc în presă. Și ce
cel care mi-a deschis ușa întoarcerii a fost Marius Tucă, cu un salariu de 2,5 mai mic decât îl câștigam la statul român. Pe vremea aia statul român s-a dezvoltat și își permitea să plătească anumite funcții și mai bine. Și când n-am stat pe gânduri nici măcar o clipă, s-a întâmplat în anul 2004, undeva după alegerile locale, dacă nu mă înșel, de la 1 iunie s-a petrecut venirea mea în Jurnalul Național, unde de altfel mă găsesc și astăzi. Au fost două puncte foarte importante în cariera și în viața. Din punct de vedere al evoluției personale, din punctul dumneavoastră de vedere, da, puteți să dați câteva sfaturi care au funcționat la dumneavoastră? Și nu știu dacă sunt în măsura să dau sfaturi, adică nu mă văd nici aspirațional, nu mă văd nici vreun model pentru tânăra generație. Pot să spun lucruri pe care le-am făcut eu în viață sau și de care îmi pare bine sau îmi pare rău. Pot să spun lucruri pe care nu le-am făcut și probabil ar fi trebuit să le fac. Pot să spun o grămadă de lucruri. Dacă ar fi să vă dați singur niște sfaturi, Ciutacul de acum, Ciutacul cel tânăr, uite, fă aia, fă aia. Să nu mai am încredere în toată lumea. Să fiu mult, infinit de mult mai circumspect decât am fost o viață întreagă. Să mă bazez numai pe mine și pe ceea ce sunt eu, pe ceea ce știu să fac, pe ceea ce sunt în stare să demonstrez. Și, în general, să priceapă Ciutacul ăla tânăr că toți care sunt în jur într-un moment de amplitudine profesională sau socială sunt acolo în jurul lui, sau nu toți, aproape toți, sunt acolo numai din interes. Interes care al lor și nu al lui Ciutacul. Și că toți aia, când va fi sub val, nu-l vor mai căuta, nu-l voi mai răspunde la nu-i vor mai răspunde la telefoane și, în general, nu-i vor fi atât de prieteni pe cât îi păreau pe vremea aia când era la covară. Ăsta e sfatul pe care l-aș da lui Ciutacul ăla mai tânăr. Astăzi. Vă place să citeți? Îmi place, dar nu prea mai am timp. Din ce? Păcate. Sau nu prea mai am timp să citesc altceva decât ceea ce ține de strict de profesia mea. Eu toată ziua care râdeam la un moment dat, vorbeam cu cineva și spuneam, băi, în principiu nu citesc. Sau nu mai am timp să citesc și îmi pare rău de chestia asta. Și cum nu citești, mă, dar tu ce faci toată ziua la birou? Și mi-am dat seama că, de fapt, eu toată ziua citesc. Numai că nu citesc ceea ce aș vrea să citesc. Eu stau toată ziua cu agențiile de știri deschise pe ecranul calculatorului și în rarele clipe când nu stau cu ochii în ecranul calculatorului, citesc știrile care curg pe crolurile televiziunilor. Din păcate, la miezul nopții sau aproape de miezul nopții, când ajung eu cele mai multe dintre zile acasă, sculată dimineață fiind, mai complicat cu cititul, că lumea mai și doarme, mai... Dar ce v-ar plăcea să citiți în vacanță, de exemplu? Vacanțele sunt singurele momente în care mai citesc și eu, aplicat altceva decât mizeriile astea de informații care mă hrănesc profesional zi. Nu mai sunt în stare să citesc roman. Dacă citesc cărți despre lucruri concrete, despre lucruri care se întâmplă, despre lucruri care s-au întâmplat. De exemplu, mai citesc ori istoria unui personaj, fie că el de-a dreptul istoric sau nu neapărat, poți fie un megastar, un ceva, o personalitate culturală sau ceva de genul ăsta. Adică nu mai sunt în stare să-mi pun mintea la concentrare, să se lupte cu un roman care, evident, proporție de 99% e ficțiune, da? Lucruri concrete, ăsta e singurul lucru pe care nu mai pot. Bine, în măsura în care și istoria asta poate să fie concretă, dar oricum e mult mai concretă decât un roman, evident, de ficțiune. Ultima carte de care m-am apucat și de care am reușit să scap, pentru că nici n-am apucat să o citesc decât o mică parte din ea, era ceva cu istoria gladiatorilor. M-am apucat de ea într-unul dintre ieșirile mele în străinătate.
am citit cât am apucat acolo seara și după aia 10 la mine, pe noptieră lângă pat. Așa par un intelectual când intri în dormitorul meu. Sunt cărți în jurul meu. Mă prefac foarte bine, din punct de vedere. N-am nici suficient spațiu, nu mai încap cărțile în bibliotecă și atunci trebuie să mai ajung aici pe noptieră. Bun, mulțumim mult de tot. Multă plăcere!